Doi angajații, administratorul azilului Groazei din Mureș, au fost reținuți de DIICOT după ce a fost descoperit că mai mulți bătrâni și oameni cu dizabilități erau ținuți în subsolul clădirii unde ar fi trebuit să fie îngrijiți. Colega mea, Silvia Cech, are toate detaliile despre cum evoluează acest caz șocant. Bun găsit, Silvia, te ascultăm! Bun găsit! Procurorii DIICOT Târgu Mureș au dispus reținerea patronului azilului din Bărdești, dar și altor două persoane care fac parte din asociația care administra acest centru. În 2020, aceștia ar fi constituit un grup infracțional pentru trafic de persoane, urmărind obținerea unor foloase patrimoniale de pe urma exploatării victimelor. Vorbim de persoane vârstnice, ori cu dizabilități, de pe urma cărora asociația ar fi încasat bani de la DGASPC, dar și de la aparținători. Se pare că banii destinați îngrijirii persoanelor vătămate au fost folosiți în beneficiul membrilor grupării, în timp ce pacienții au fost supuși unor tratamente inumane în azilul Groazei din Mureș. Procurorii susțin că victimele au fost agresate fizic și psihic, nu au beneficiat de niciun tratament medical și chiar au fost private de libertate, fiind închise în acele încăperi insalubre. Până în acest moment au fost identificate 56 de persoane cazate în spațiile asociației, majoritatea aflate în evidența DGASPC Maramureș și Covasna. Astăzi inculpații ajung la Tribunalul Mureș cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Într-o lume condusă de tehnologie, mai mulți tineri pun piciorul în prag și renunță de bunăvoie la telefoanele inteligente. Unii pentru o perioadă, alții definitiv. Tinerii vor să își recâștige timpul pe care îl pierd cu aplicațiile, astfel că după ani la rând în care telefoanele clasice au fost ținute doar în vitrine, a venit momentul în care generațiile născute cu tehnologia să se limiteze la funcțiile de bază. De două săptămâni, Adelina a renunțat la telefonul smart pe care îl avea în favoarea unuia clasic. Am renunțat la rețelele sociale, asta a fost primul pas, dar tot n-a fost suficient, tot mai pierdeam timp pe YouTube, pe aplicațiile astea și până la urmă am decis că pentru moment asta ar fi cea mai bună decizie, să trec la un telefon de modă veche. Speră că dumb phone-ul, adică cel care are doar funcțiile de bază, să-l țină departe de tentațiile platformelor de socializare. Mult în primele zile a fost mult mai dificil trecerea asta, pentru că creierul era obișnuit cu, cum am zis, cu telefonul, dar acum deja încep să nu mai simt așa mare nevoie. Și Alexandru a folosit timp de o lună telefonul cu butoane. A fost ok, dar îmi lipseau anumite chestii, aveam anumite ticuri, să intru pe Instagram, să stau, să postez story-uri. Aveam mai mult timp, petreceam mai mult timp cu părinții, cu prietenii, nu eram așa distras tot timpul. Și a fost o experiență pozitivă în general, da. După ce s-a reîntors la telefonul smart, timpul de utilizare a crescut considerabil și ia în calcul să mai facă o schimbare în viitorul apropiat. Cât timp petreci tu acum pe telefon? Stai să mă uit. Eu cred că în jur de 7 ore. Cred că 7 ore pe zi. Este un adevărat fenomen la nivel global în care tinerii care s-au născut cu telefonul inteligent în mână preferă să le folosească acum pe cele care erau în vogă în anii 2000. Tinerii se cam sperie un pic că stau prea mult în fața ecranelor și poate că și ăsta este un motiv. Încearcă să ajungă la un echilibru, să aibă cumva un echilibru și în partea asta de folosire a ecranului și a telefonului. Piața de smartphone-uri a înregistrat o scădere record la finalul anului trecut. Vânzările au scăzut cu aproape 20% într-un singur an. Plajele de la Marea Neagră au fost invadate de scoici și alte vietăți marine aduse pe țărm de furtunile din ultimele zile. Așa se face că turiștii au ajuns să facă slalom pentru a ajunge la apă. În plus, apa mării s-a răcit brusc cu peste 10 grade, un fenomen mai puțin obișnuit. Așa arată multe plaje de pe litoralul românesc. De-aseară începând să se adune scoici pe plajă. Cum vi se pare că miroase? Oribil. Ați mai văzut atât de multe? Nu. Venim des aici, dar nu. Problema a fost ziua de ieri, unde a fost furtuna. Vă deranjează mirosul lor? Aș putea zice un pic da. Probabil ar fi trebuit să fie degajate. Turiștii s-au văzut nevoiți să facă slalom printre tonele de scoici și melci, unii intrați în putrefacție ca să ajungă la apă. Disconfortul este uriaș, inclusiv cel olfactiv. Unii administratori de plaje au început curățenia, pentru alții misiunea pare prea grea. Scoicile erau pe primele două rânduri, au mai rămas o mică parte dintre ele în zona asta, dar se vor strânge diseară. Deci erau foarte multe scoici, adică am adunat
probabil un metru cub de scoici. Turiștii n-au acceptat ca vacanța să le fie stricată cu una cu două. Această domnișoară a evitat capcanele, a ajuns în mare și a încins o ședință foto care să adune aprecieri cât scoicile adunate pe plajă. Este bună dacă intri în ea, te obișnuiești. Ieri a fost mai rece? Ieri da, a fost foarte rece și vremea și apa și totul. Furtunile din ultima perioadă au produs o schimbare evidentă. Apa rece de la adâncime a înlocuit apa caldă de la suprafață. Ape mai reci, ape nutritive, sărate, ape bogate în mici vietăți care să susțină o varietate piscicolă importantă, este un fenomen normal. Un fenomen natural, un fenomen care se petrece în toate mările și oceanele lumii. Biologii spun că în următoarea perioadă apa se va încălzi din nou. Cât despre plaje, acestea nu se vor curăța de la sine. În angrourile din capitală, cei mai fideli clienți ai producătorilor care își vând marfa acolo sunt nimeni alții decât intermediarii. Aceștia cumpără marfă la prețuri de chilipir și o vând mai departe în piețe la prețuri și de 5 ori mai mari. Zilnic, zeci de producători din toată țara vin cu marfă românească la vânzare în angrourile din capitală. În târgul de la Puchien, roșiile au preț de chilipir. Cei mai fideli clienți sunt samsarii, după cum ne spune și această doamnă. Dimineața m-am jurat că de ce nu îi le dau pe 2 lei? De ce mai eu nu le dau pe 3 lei? Că iau ce la mine. Pot să stau și eu, că și eu plătesc 40 de lei pe zi aici. Mai bine le dau eu la boier să mănânce decât să le dai tu cu 6 lei, să-ți umflu buzunarul ție. Deși producătorii agricole ar trebui să se îmbogățească, câștigul uriaș se adună în buzunarele intermediarilor. Aceștia negociază la sânge cu fermierii ca să cumpere marfa la preț de chilipir. Cu cât dați roșiile? 1,50 lei. Măcar vă scoateți ceva bani pe el? Scoatem falimentul. Și nu e de mirare că producătorii nu își scot banii când intermediarii vor să cumpere mai mult pe ochi frumoși marfa românească. Ele nu se dau 10 lei pe box. 10 lei bax. Apoi, tot samsarii sunt cei care aduc pe tarabe roșiile gustoase la suprapreț. Ia de la noi și se vinde acolo, de aici, în angrou. Da, toți samsarii ăștia. Toată România de aici se aprezinează. Da. Și nu știu ce e și prețul să mănânce ceva acolo. Sunt doamne cu unghii făcute, coafate, care vând după piață. Care vin și iau de la dumneavoastră. Am venit într-una dintre cele mai apropiate piețe, care se află la doar 10 minute de mers față de Angro. Haideți să vedem cât va trebui să plătim aici pentru roșii. Între 5 și 10 lei ajunge kilogramul de roșii în această piață. Practic, pe o distanță de circa 2 km din Angro până la Tarabă, prețul poate crește și de 5 ori. Noi plătim a dousurile lor, practic. Decât să mergem să luăm de la țăran, veni și luăm de aici, care a trecut prin 3-4 mâini, de 3 ori mai scump. Dăm și ia marfa de acolo, o vând și dăm și aici, pal preț. Dar totuși e un preț foarte mare. Și la ardeiul gras este o diferență. Dacă în Angro kilogramul se vinde cu 4 lei, la piață îl găsim cu 7. Să ofere o simplă mână de ajutor s-a transformat într-un stil de viață pentru angajații și voluntarii unei fundații din Brașov. De aproape 10 ani, oamenii nevoiași din oraș muncesc pentru mâncare caldă și alimente. Mulți dintre cei care odată au fost beneficiari ai serviciilor sociale, acum muncesc zilnic pentru semenii loviți de soartă. Inclusiv tineri cu dizabilități au alăturat demersului de a aduce zâmbetul pe buze celor necăjiți. Pe o masă din bucătăria Fundației Bucuria Darului, un tânăr cântărește mălaiul și îl porționează în pungi. Denis are 28 de ani și s-a născut cu dizabilități. Handicapul nu i-a permis să se angajeze niciodată, dar greutățile nu l-au doborât, iar astăzi întinde o mână de ajutor celor greu încercați de soartă. Din inimă i-a luat, e important. Și te bucură. Da, mă bucură, da. Părinții mei, dacă nu-mi găsesc un loc de muncă, să... Măcar să fac ceva în viață. Uh-huh. Și de cât timp vii aici la fundație? Din 8 mai. Și Anișoara este unul dintre voluntarii de bază ai fundației. După ce soțul ei a murit în anul 2009, brașoveanca a fost nevoită să-și crească singură cei 6 copii. Câțiva ani buni a fost unul dintre beneficiarii serviciilor sociale, iar acum vrea să ofere înapoi o parte din ajutorul primit. Toate produsele care vin de la mașină le descărcăm. Le punem frumos pe sortimente, facem pachete, împachetăm tot ce este, curățenie. Și eu am fost într-o situație mai joasă un pic și mi-a fost de mare folos. În total, peste 80 de voluntari s-au alăturat celor 25 de angajați pe care Fundația Bucuria Darului îi are. Săptămânal, oamenii nevoiași primesc pachete cu alimente, dar cea mai intensă muncă este la bucătărie.
Aici se fac zilnic în jur de 550 de porții de mâncare caldă, care este oferită gratuit beneficiarilor. Ce înseamnă ajutorul ăsta pentru dumneavoastră? E bine, nu. Ne uite, ne face bine. Când avem bani, n-ai nimic. Și ce primiți în general? Da, de mâncare tot ce e. Cartofi, ulei, ce ne dă de aici? Pâine. Vă ajută? Ne ajută, da, da. Miercuri sau vineri facem mâncare de post. Mm-hmm. Dar acum avem ciorbă de fasole boabe. Așa. Pește, care este un filet de șalou, pane cu orez, salată orientală pentru masa de cină și de 3 ori pe săptămână le dăm și câte un desert. Odată cu trecerea anilor, activitatea fundației s-a extins. După cantină au apărut cabinetul psihologic și stomatologic, unde beneficiarii au parte de servicii gratuite. A fost deschisă ulterior și o brutărie proprie, iar la câteva sute de metri de fundație există o casă dedicată copiilor proveniți din familiile sărmane, unde cei mici învață, fac teme și se joacă. Vedem că oamenii se și ridică, nu sunt foarte mulți care au o evoluție spectaculoasă, dar sunt și oameni care au venit cu punga de prelandez și acum lucrează și se gândesc să-și facă un viitor. Cei care vor să schimbe lumea cu pași mici pot să facă donații. Detalii pot fi găsite pe rețelele de socializare, dar și pe site-ul Fundației Bucuria Darului. Cuburile de gheață sunt la mare căutare în această vară. La ghețăria din Prahova se lucrează continuu pentru a face față numărului tot mai mare de comenzi. Există un loc în țara asta în care termometrul nu urcă mai sus de 20 de grade și în care angajații maică și-ar pune pe ei o pufoaică. Nu suntem în vârf de munte, ci în cea mai mare ghețărie din Prahova, unde pe cod roșu se lucrează, dacă ne este permisă expresia, la foc continuu. După mișcarea asta pot să merg la canotaj. O mână de oameni încearcă să facă față cererii uriașe de cuburi de gheață, iar camioanele abia mai fac față comenzilor. Au fost nevoiți să facă ore suplimentare ca să îi răcorească pe români. Să-l urmărim pe Alex. Procesul de facere al gheții este extrem de simplu și durează maximum 20 de minute. Apa este congelată și transformată în cuburi de o mașinărie. Apoi totul este lăsat pe mâna oamenilor. Alex încarcă rând pe rând sute de pungi de gheață de 600 de grame, 2 sau 5 kg. Pungile sunt etanșate și mai apoi lăsate la congelator. Și totuși, care este cea mai căutată pungă de gheață și dacă reprezentanții acestei ghețării s-au îmbogățit din apa băgată la congelator? Cea mai vândută este cea de 2 kg, care costă în jur de 5,2 lei cu tot cu TVA, iar cea mai scumpă este cea de 5 kg, care ajunge la 13 lei. Unde mai pui că și angajații sunt cei mai fericiți în lunile iulie și august, când noi ne mutăm în aparatele de aer condiționat, ei domnesc pe vreme primăveratică. E tot ok. Afară fiind și cald, la noi aici e destul de bine. Față de alte locuri, de exemplu. La doi pași, doamna Elena este campioană la ambalat și veterana ghețeriei. Știți așa cam câte pungi ați ambalat până acum? Iar nu mai știu, dar destul de multe, foarte multe. Dar față faceți? Poftim? Mai faceți față? Da, cum să nu? E bine că e răcoare aici. Acolo de afară e foarte bine. În total, această ghețărie produce zilnic 15 tone de cuburi de gheață, iar angajații lucrează zilnic în două schimburi ca să facă față comenzilor. Cei 10 angajați produc mii de pungi în fiecare zi. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 12 cu știri. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Astăzi vremea va fi frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult senin, doar local, spre seară, vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 34 de grade.
Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, mai mult senin, dar cu temperaturi în creștere. Mercurul din termometre urcă până la 32 de grade în Pitești, la fel și în Târgoviște. În Transilvania, atmosfera va fi însorită, iar temperaturile plăcute. Valorile termice urcă până la 28 de grade în Cluj, 31 de grade în Alba Iulia. În Moldova ne bucurăm de vreme plăcută, cu soare și doar local apar averse însoțite de fenomene electrice. Se vor înregistra 33 de grade în Galați, 29 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării se anunță o zi frumoasă cu temperaturi plăcute, dar nu vor lipsi nici aversele însoțite de descărcări electrice. Se vor înregistra 33 de grade în Arad, iar în Oradea vor fi 30 de grade. În Oltenia cerul va fi mai mult senin, iar mercurul din termometre urcă până la 32 de grade în Craiova, 33 de grade în Slatina. În Dobrogea ziua de mâine aduce vreme frumoasă și caldă. Se vor înregistra 30 de grade în Constanța, 32 de grade în Tulcea. În capitală, atmosfera va fi însorită, iar temperatura continuă să crească. Mercurul din termometre va urca până la 34 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 18 grade. Mâine se anunță vreme deosebit de caldă. Soarele va străluci cea mai mare parte din zi, iar maxima ajunge până la 36 de grade. La munte, valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, mai mult senin, dar vor fi și înnorări temporare, averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua. Pe litoral, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 30 de grade, iar cele minime între 19 și 21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 15 și 23 de grade.